Asta este ceea ce îmi doream. Salut, un tricou roșu. Avem și un fan Cloud9 acolo. Da, te-am recunoscut. Salut și ție. Da, un public extraordinar. Vă mulțumesc pentru aplauze. Sunteți minunați. Da, voi sunteți minunați. Chiar sunteți minunați. Haideți să mai facem încă ceva. Fiți atenți. Pentru echipa pe care o vedeți în cadru acum, în partea stângă, vreau să aplaudați dacă îi susțineți. Perfect. Și acum, pentru echipa din partea dreaptă a ecranului dumneavoastră și partea dreaptă a scenei, vreau să-i aplaudați acum. Bun, am intrat în joc, vedeți? Aplauzele contează. Începem runda de cuțite. Să vedem ce vor face cele două echipe. Vedem acolo pe Cristi, nebunia femeilor. Să vedem ce vor face Cristi în acest match. Începe runda de cuțite. Să vedem ce vor face echipa albastră versus echipa galbenă. Vedem pe Chips acolo, care bate pe Alexa și pe BGV 5. Werchi omorât, la fel și Gami. E cel Jaxi, rămâne ultimul în viață. Chips versus Jaxi. Hey, ia Chips acolo. Să vedem ce vor alege echipa lui Gami. Unde vor juca? Are și un os acolo, Gamios. De ce nu știam asta? Știam, ascult Gami și Five Gang în fiecare zi. Am un playlist special. Hai să vedem ce vor alege în acest moment băieții și fetele, pentru că sunt și fete, da? Rămân counter băieții din echipa lui Gami. O să zic Team Gami versus Team Munteanu. E bine așa? Bun, așa vom comenta. Haideți să vedem ce se întâmplă. Urmează runda de pistoale până la urmă. Uite un pic AFK. Ah, se mai dau lame odată. Asta nu știu exact de ce. Cred cel puțin. Sau se va da un restart cel mai probabil foarte curând. Am acolo niște sărituri. Foarte săritori băieții din... Da, vine și restartul și o să începem foarte curând acest match. Prima rundă, Team Gami versus Team Munteni. Cred că Cristi nebunia femeilor este Cristi Munteanu și Vlad Munteanu este, evident, Vlad Munteanu. Oh, să mai încarc o dată harta, cred că nu s-a încărcat bine prima oară. Să se intre din nou pe poziții băieții. Sperăm că sunt pregătiți. Cred că am intrat pe... Chiar nu știu ce se întâmplă. Avem și nume, perfect! Team Gami versus Team Frații Munteanu. Extraordinar. Acum suntem arhi pregătiți să comentăm acest match. Yet este băiatul din public, la fel și Chips. Iar în partea cealaltă l-avem pe BGV 5. Sau BGV 5. Nu știu exact care este numele lui. Vedem aici o rundă rapidă, intrare pe site-ul B din partea echipei Frații Munteanu. Să vedem, Ied este la pe poziții, trage acolo, e un headshot super pe BGV 5. Să vedem ce face în continuare, Ied trage, ratează acolo câteva shot-uri, vine acolo Gami, 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 să vedem dacă va face Gami, kill-urile, da, îl bate pe Jaxi. Gami o este primul său kill, vine și Ied, Vlad Munteanu trage foarte bine, Alexa îl bate pe Werchi și acum 2 versus 4, Alexa omorâtă, Vlad Munteanu, ultimul rămas în viață, să vedem pe Vlad, Vlad trage după Gami și Gami-l omoară, prima rundă, merge la Gami. Haide să-i susținem și pe Frații Munteanu, care au pierdut prima rundă, 1-0 în acest moment pentru echipa lui Gami. Continuă, să dacă va continua asaltul băieților de partea de CT. Acum vedem o execuție, se vor îndrepta către site-ul A cu un singur lurker pe partea, pe site-ul B. Este vorba de Alexa care se duce acolo sau nu, se vor duce pe mid, va fi probabil o rundă mid to B. Să vedem Jax aici cu acest P25, este Knuckle pe mid cu P90-ul. Așteaptă acolo, tragi după Crisi Munteanu, bate! Super! Și pe Jaxi! Knuckle! Din nou, Alexa omoară pe Knuckle și acum revine 3 versus 5. Alexa omorât acolo de Gami OS. Din nou Gami, superb! Acum Vlad Munteanu, 2 versus 4. În acest moment, ce va face? Are acest bloc în mână și cam atâta. Werfi ia kill-ul! 2-0 pentru Gami! Foarte frumos jucat! Echipa lui Gami pare mult mai bine pregătită. Să vedem ce vor face. Vedem AK-uri cumpărate de Frații Munteanu. Și un MP9 acolo de BGV 5. Alexa doar cu glocul, nu și-a cumpărat nimic încă.
pare să nu-și cumpere nimic. Vine un flash aici, Chip se va retrage, are aceste M4 în mână. Să vedem, Chip trage după Jaxi, îl bate acolo pe Jaxi. BGV5 îl omoară pe Chips. Wert este inside, aruncă un flash, vine și incendiara pe scurt, dar nu e nimeni acolo. Mai aruncă un flash pe lung și aruncă și smoke-ul inside. Probabil își creează un one way acolo. Stă foarte bine lângă acest smoke, să vedem ce va face. Trage după Vlad Munteanu, după Chrissy, lasă destul low. Alex îl bate pe Gami OS. Și acum din spate vine Knuckle, foarte bine. Werty omorât aici, Knuckle, ultima persoană rămasă în viață. Knuckle trage foarte bine, îl bate pe Vlad Munteanu, ce face Knuckle acum, trage după altcineva, Cristi. Lăsat în 4 HP, Knuckle, foarte frumos, să vedem ce va face. 1 versus 2, Knuckle, Alexa versus Knuckle. Trage acolo Alexa, un pic pe lângă, este la mașină și Cristi ia kill-ul. Prima rundă pentru frații Munteanu. 2-1 în acest moment. Revin ușor, ușor cei din echipa teroristă, adică echipa fraților Munteanu. Vedem exact cum se vor descurca în următoarele runde. Vedem un meci destul de echilibrat încă de la începutul acestui meci. După cum am și zis, dacă e 16-12, dacă am ghicit acest rezultat sau nu. Vedem acum o intrare destul de ușoară din partea celor de la frații Munteanu. Tot din nou atacă midul acolo. Nu au niciun om, dar pușează doi oameni pe lung din partea celor de la Gami. Knuckle este pe mid cu acest USP cu armură mare. Să vedem ce va face cu acest USP. Trage acolo Knuckle destul de bine. Îi dă destul de mult de mult lui Vlad Munteanu. Să vedem dacă va reuși să ia vreun kill aici. Este și Gami. Alexa e lăsată destul de low. Trage Alexa, îl bate pe Chips. Werty acum din spate. Un kill superb. BGV5 și bate pe Vlad Munteanu. Werty! Ce bine tragi! 3-1. Foarte frumos jucat de Werty. 4 kill-uri pentru el, 5 pentru Knuckle. Vine și o pauză în acest moment. Foarte, foarte frumos și bine jucat de echipa lui Werty. Câștigă o rundă la Echo, adică doar cu pistoale versus arme mari. Să vedem și răspunsul celor din echipa lui Jaxi și Alexa. Putea fi foarte interesant acest răspuns. Au unde să atace, au ce să facă. Să vedem ce pot face. Vedem acolo și un UMP cumpărat, un Tech 9 și câteva locuri. În partea cealaltă vedem 4 AK-uri și un M4. O rundă destul de grea pentru frații Munteanu, dat fiindcă au foarte multe arme băieții lui Gami și fetele lui Gami. Mă rog, este o singură fată la Gami în echipă, e vorba de Knuckle. Nu știm exact de ce e pauza. O să aflăm imediat. Credeți că aplauze? Credeți dacă aplaudați intrăm în joc? Da? Hai să auzim aplauzele atunci. Hai să încercăm altfel, din nou. A, s-a scos pauza. Hai să mai încercăm o dată, să intrăm mai repede în meci. Haideți! Un rând de aplauze, rapid! Da, intrăm în meci. Perfect. Exact ceea ce ne doream. Vedeți, aplauzele schimbă tot. Foarte bine, să fim pozitiv. Cristi acum nebunia femeilor. Aruncă acolo, trage bine după Chips. Aruncă un hef foarte bun Chips în schimb. Sunt dacă va reuși Chips să facă ceva. Trage acolo Cristi Munteanu. Foarte bine tras de el. Bate pe Chips. Knuckle se îndreaptă către site-ul la în acest moment. Să vedem ce va face. Werty trage bine. La aruncă un flash acolo pe scurt. Knuckle îl bate pe Cristi și acum BGV 6. Knuckle cu double kill-ul. Knuckle superb, trage și după 4. Nu, ce se întâmplă? Jaxi și Alexa. Două runde câștigate de frații Munteanu acum. Foarte frumos tras. Vedem acum doar un scout, un M4 și un Deagle pentru Team Gami. Ah, și două M4, au bani destui băieții din echipa lui Gami. Vedem Chips, trage foarte bine după Jaxi. Să vedem dacă vor reuși. Wow, din Chips!
Foarte bine tras. Wirt ia un kill pe Cristi. Alex a lăsat în 1 viață în acest moment. Sunt doi oameni în acest side B. E destul de greu să intre. Chiar aproape imposibil. Vedem ce vor face. Gami OS este pe poziții. Să vedem. Gami trage de BGV 5. Doborât acolo Vlad Munteanu. Ia și el un kill. Werty! Surpriză Alexa. Și acum Chips, ultima rămasă viață. Alexa doborâtă. Vlad Munteanu versus Chips. Să-l susținem puțin pe Vlad Munteanu în acest duel 1 versus 1. Vreau să aud din public aplauze, țipete pentru Vlad Munteanu. Vlad Munteanu acum a plantat bomba. Situație 1 versus 1. Vedem pe Vlad! N-a fost îndeajuns. Trebuie mai multe aplauze. 4 la 2 pentru Gami. Ia acolo runda cu echipierul lui Gami, ales din public, și duce scorul către 4 la 2 pentru echipa sa, un avantaj de 2 runde. Sperăm că vor ține acest momentum în picioare. 8 kill-uri pentru Knuckle. Fata din echipa lui Gami joacă cel mai bine, iar în partea cealaltă avem 8 pentru Alexa. Apare în fetele cele mai talentate. Cine s-a aștepta la asta? N-am auzit nimic din public. Trebuie să spuneți eu. Da, lăsăm asta la o parte. Revenim. Ieta aici cu acest FAMAS. Se duce într-o poziție bună. Să vedem ce va face Vlad Munteanu. Iese Vlad Munteanu. Nu prea bine trage. Iet foarte bine. Ia kill-ul pe Vlad Munteanu. Wow! Direct prin smoke! Ce bine trage Iet! Cum vine Chips din spate, îl bate pe Cristi. Chips din nou trage după Jaxi. Jaxi trage mai bine, iată, omoară pe Alexa și Gami OS pe Jaxi. 5 la 2 pentru Gami. Dacă nu-l susțineți pe Vlad Munteanu și pe Cristi Munteanu, nu o să se întâmple nimic spectaculos. Haideți, puțină susținere pentru ei. Nu vreți să câștige? Nu vreți. Vreți ca și Gami să câștige. Întoarcem un match. Knuckle trage foarte bine. Dă destul de mult damage. Ia și ea foarte mult damage. Vedem sare acolo și aruncă smoke-ul pentru a fi protejată. Intră pe scurt aici echipa muntenilor. Foarte bine. Intră Chips, este în side. Chips trage destul de bine după BG5. Jaxi îl bate. Și acum Knuckle lăsată singură. O monetă de Jaxi. 5 la 2 în acest moment. Alexa îi sare mouse-ul acolo. Werty a omorât-o pe Alexa. Și acum situația devine 3 versus 4. Bomba a fost plantată. Cristi este pe poziții. Gata să-l surprindă pe Yet. Are acolo un UMP. Să vedem dacă Yet îl bate sau Cristi este mai talentat la Counter-Strike decât el. Cristi Munteanu versus Yet. Trage bine Yet. Vine Gami OS foarte agresiv. Omorât prin smoke de Jaxi. Și acum situația devine 3 versus 1. Werty, ultimul rămas în viață. Dar omorât de Jaxi. 5 la 3. Din nou pauză. Facem din nou schema cu aplaudatul. Haideți să le dăm un moment de respiro lor momentan. Și după o să vă anunț eu când trebuie să aplaudați ca să intrăm cât mai repede în joc. Vă anunț eu imediat când ar fi ocazia oportună să aplaudăm ca să intrăm în joc. Cred că e timpul să aplaudăm. Aplaudăm un pic? Da. Vedeți? A început meciul. Eu nu vă păcălesc. Chiar așa e. Trage acum Cristi foarte bine. Îl bate pe Knuckle. De fapt, îl bate pe Knuckle, iertați-mă. Iată acum cu acest deagle. Să vedem. Cristi Munteanu trage din nou bine. Două kill-uri pentru el. Gami acum trage după Alexa. Bate pe Alexa. Cristi din nou. Triple kill făcut de Cristi Munteanu. Să vedem ce vor face. În această situație este un 3 versus 2. Werty și Chips au șanse să câștige această rundă. Cu puțin efort. BGV 5 trage după Werty. Bate, 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 nu! Chips trage mai bine și acum situația devine 2 versus 1. Vlad Munteanu și Cristi versus Chips. Omul luat din public să salveze echipa lui Gami. Cred că se va retrage și va salva acest AVP.
Situația devine 5 versus 4. Din nou o pauză, din nou o să fie nevoie de aplauzele voastre. Pregătiți-vă palmele, pentru că vrem să începem, să se termine de fapt pauza cât mai repede. Chips acum ar putea să surprindă pe cineva aici. Suntem pe care dintre frații Munteanu? Cred că pe Cristi. Chips. Surprinde sau nu surprinde? Surprinde! Omoră Vlad Munteanu. 5 la 4 în acest moment. Pauză tactică. Pauză tactică pusă de echipa lui Gami. Deci acum haideți să facem puțină liniște, să-i lăsăm să se concentreze. Mai au 15 secunde să-și facă tacticile. Vedem aici fragul lui Gami, foarte bine tras de el. Și evident și fragul lui BGV 5, deci l-a tras la fel de bine. Cam atât a fost pauza. Putem să-i aplaudăm din nou. Da, haideți să-i aplaudăm din nou. În orice caz, păstrați-vă aplauzele pentru final, pentru că vreau să aplaudăm foarte tare echipa care câștigă acest showmatch. Deci nu mai aplaudăm, luăm o pauză de la aplaudat până când se termină acest meci. Jaxi acum intră foarte tare în site, este acolo iert, omorât de Jaxi. Chips îl bate pe Cristi, Chips este cu acest AWP, când acum are reușit, îl ratează acolo cu AWP-ul. Vine un molotov, nu a aruncat foarte bine, dar aruncă și Chips unul. El îl aruncă bine data asta. 4 versus 4 în acest moment. Au avantaj de arme. Werdy aici cu P250. Să vedem ce va face. Trage un pic după piciorul lui BGV5. Îl aruncă acolo de pe site. Vlad Munteanu bate pe Knuckle. Situația devine 3 versus 4. Să vedem ce va face. BGV5. De fapt, Alexa îl bate pe Gami. Și acum Werdy și Chips versus frații Munteanu și Alexa și Jaxi. Să vedem ce vor face. Werdy. P250. Trage după Alexa! Dar nu prea bine, pentru că Alex a tras puțin mai bine ca el. Acum Chips cu acest AWP. Ultimul în viață, ratează primul shot. Vedem, ratează, nu ratează. Bate pe Alexa și acum se va retrage. Scorul devine 5 la 5. Bomba va exploda. De fapt, Jaxi îl omoară pe Chips. A explodat și bomba între timp. Și scorul devine 5 la 5. Să vedem ce vor face. Este 10 la... De fapt, haideți să vorbim despre kill-uri. 10 kill-uri pentru Alexa, 10 pentru Jackson. În partea cealaltă, Chips cu 11, Knuckle cu 8 și Yet cu 9. N-am mai văzut în rest, mă scuzați. O să vă zic runda viitoare. Jackson acum aruncă un flash. Foarte bine, cuștii toți. Jackson intră foarte bine, îl bate pe camion. Jackson! No! Jackson trage foarte bine. Alexa îl bate pe Chips. Werdy cu AWP-ul. Îl bate pe BGV 5. Să vedem ce va face Werdy. Alexa din spate îl bate pe Werdy. Knuckle este ultima fată, de fapt ultimul rămas în viață pentru echipa lui Gami. Alexa omorâtă de Knuckle și acum situația devine 1 versus 3. Knuckle cu aceste M4 ar putea să salveze din nou echipa lui Gami. Knuckle care are un meci foarte bun momentan. În ce va face? Va salva această armă, are și un smoke și o grenadă. Se duc echipa fraților Munteanu după ea, dar nu par să o găsească. E posibil acum să fie găsită, dar destul de greu oricum. Dacă... Un kill! O mare să se trage cu celălalt, dar nu! Cristi ia kill-ul! 6 la 5, frații Munteanu iau avantajul. Încă un timeout dat de echipa celor de pe lui Gami. Din nou trebuie să păstrăm liniștea ca să-i lăsăm să se concentreze. Am luat și o mică pauză să-i las și pe ei să se concentreze, n-am vrut să-i deranjez. Să-i lasă în liniște, să fie, să fie așa și fericiți. Să nu fie niciun fel de presiune pe ei. Urmează runda cu numărul 12. Cristi foarte agresiv aici pe lung. Ne se pregătește o surpriză pe site-ul B celor din echipa fraților Munteanu. Doar pistoale pentru Team Gami. BGV 5 nu trage acolo. Cred că s-au văzut reciproc. Trage acolo prin acea ușă, dar nu ia foarte mult damage BGV 5. Chips este lăsat destul de low. Cum Werdy pe Alexa! Ce shot de Deagle! Chips acum avansează prin acest smoke. E posibil să surprindă. Să vedem dacă ia vreun kill.
Masează ușor. Bomba a fost plantată de BGV5, îl bate pe Ganioes. Chips! Ce fașiți! Cât de bine ai tras! Vlad Munteanu, ultima noastră viață, câștigă Gami! 6 la 6 în această rundă, câștigată foarte ușor de echipa lui Gami. Greșeli mari pentru echipa fraților Munteanu. Scorul este foarte strâns. Încă nu știm cine va câștiga acest showmatch. Extrem de strâns. Hai să vorbim despre kill-uri un pic. 12 pentru Alexa, 12 pentru Jaxi, 7 pentru Cristi, 3 pentru Vlad Munteanu, 4 pentru BGV5 în partea cealaltă. Knuckle 11, 10 pentru Yet, 13 pentru Chips, Werdy 8 și Gami doar 4. Hai să-l aplaudăm un pic pe Gami, să facă mai multe kill-uri. Haide Gami! Întoarcem la match. BGV5 trage acolo după Knuckle, cred, care are un AWP. Alexa a lăsat destul de rău, trage din nou cu acest Deagle, ratează, Marco lăsat în 21, bătut acolo de Cristi, foarte bine jucat el. Werdy acum este într-o poziție bună, Chips foarte bine, vine cu acest AK, trage un spray, îl bate pe Cristi, Jaxi, îl omoară pe Chips și acum situația devine 3 pentru 3, e double kill-ul! Alexa acum, 1 versus 3, omorâtă de GamiOS, pe care l-ați aplaudat și a făcut kill-ul. 7 la 6. În acest moment. Meciul super, super strâns. Vedem aici double kill-ul lui Yet. Cât de bine a tras cu acest AWP. Continuăm aici un push agresiv din partea lui Werdy. Vlad Muntana a omorât de lui Jackson. Vlad Muntana a omorât de Werdy. Și o să mai aibă un om foarte curând. Trage Werdy! Foarte bine! Chipsul omoară până la urmă pe Cristi. Situația devine 3 versus 5. Alexa trage după Gami, dar Gami avea acest AK. După cum vedeți, l-ați aplaudat și acum joacă mondial Gami al vostru. Avea nevoie de un pic de susținere. Chips cu acest AWP. Trage după BGV5 și ratează câteva shoturi. Dar Knuckle este pe poziții. Ia kill acolo pe BGV5. Vine acum Jaxi. Omoară pe Chips. Să vedem ce va face Jaxi în această rundă. Momentan se retrag ușor, ușor băieții și Jax și el. Când dacă reușește să mai ia vreun kill. Vin mult pe el, îl bate pe GamiOS. Jaxi se retrage din nou, 1 versus 3 în acest moment. Jaxi cu AK-ul, are deja 2 kill-uri, ar putea să facă ace-ul în această rundă, să câștige și acest match. Jaxi omorât de Yet, îl bate pe Werdy, 8 la 6 pentru Gami. Ultima rundă din acest prim half. Să vedem ce vor face echipa lui Gami versus echipa fraților Munteanu. Două AUG-uri cumpărate de Knuckle și Yet. Încă unul de Werdy, un AK și un M4 pentru Gami. Partea cealaltă avem un scout, un UMP și 3 AK-uri pentru Alexa, Jaxi și Vlad Munteanu. Werdy aici aruncă un smoke. Vine flash-ul. Foarte bun flash-ul. Knuckle omorât de Jaxi. Și acum Gami, trage după Jaxi, îl bate. Gami, ce s-a întâmplat cu el? Joacă din ce în ce mai bine. Gami trage bine și după ultimul adversar vine Vlad Munteanu acolo, îl bate Vlad Munteanu pe Gami. Chip se retrage în side, 3 versus 3 în acest moment. Runda ar putea să ducă absolut oricui. Yet acum cu acest AWP. Se uită pe mid. Nu vedem mai nimica. Chips este în poziție în side și întoarce privirea unde când nu trebuie. Încarcă acest AK. 3 versus 3 din nou. Chips trage bine. Yet lăsat destul de low. Chips foarte frumos. Acum cu acest AK. Chips trage după Vlad Munteanu. Îl omoară Cristi. Fix acolo în side. Lângă el. Ce bine trage Chips, îl omoară și pe Vlad, pe Cristi, pardon, BGV5 trage pe lângă Chips, ia kill-ul și 9 la 6 pentru Gami. Vedem și scorul și tabela acum. 18 kill-uri pentru Chips, 12 pentru Knuckle, 14 pentru Yet, 10 pentru Werdy, 7 pentru Gami. Partea cealaltă, 17 pentru Jaxi, 12 pentru Alexa și vedem și replay-ul. Chips acum cu acest AK trage foarte bine, îl bate pe Vlad Munteanu și apoi sare și fratele său geamă în gloanțele lui Chips de AK. 9 la 6 în acest moment, o să vă mai zic kill-urile în continuare, 8 kill-uri, nu vă mai zic, de fapt, haideți că încerc să vă zic, 8 kill-uri pentru Cristi și 4 pentru BGV5 și 4 pentru Vlad Munteanu. Acum s-au schimbat side-urile, o să atace echipa lui Gami și echipa lui fraților Munteanu vor apăra obiectivele, să vedem aici, Yet trage foarte bine după Cristi, Cristi lăsat foarte low, Cristi ar putea să moară, îl bate Yet. Cum Jaxi este în poziție, trage bine Jaxi TV, Yet îl bate!
3 versus, bă, de fapt 2 versus 5 în acest moment. BGV 5, omoră și el, Vlad Munteanu. 1 versus 5, Vlad Munteanu, omoră de iet. 10 la 6. Team Gami preia conducerea. Par în formă, nu-i așa? Nu v-am auzit deloc. Sunt băieții din echipa și fetele din echipa lui Gami în formă sau nu? Sunt, nu? Mulțumesc! Vedem doar câteva pistoale pentru frații Munteanu. Să vedem ce, cum se vor apăra în această rundă. Un singur om pe site-ul B. Uerti acum ține bine push-ul, bate pe Cristi. Knuckle îl omoară pe Jaxi și acum situația devine 2 versus 5 pentru că Gami a omorât și el pe Alexa. 2v5, bine Knuckle, trage bine, dar BGV avea full HP. Chips îl bate pe Vlad Munteanu. 4 versus 1 în acest moment. Omoră de Uerti, 11 la 6. Un match foarte rapid, dacă mă întrebați pe mine. Chiar simt dominarea echipei Team Gami destul de puternică în acest match. Chiar un match foarte bun făcut de ei. Vedem cum va continua acest match. Chips pușează tare pe lung. Cristi este acolo pregătit cu P90-ul. Să dacă va surprinde cu această armă. Se potmonesc aici băieții lui Gami pe lung. Cristi pușează cu P90-ul. Cristi a fost să surpriză. Chips! Foarte bine tras. 4 versus 5. Avantaj mare pentru echipa lui Gami din nou în această rundă. BGV 5 îl bate pe el. Knuckle free smoke pe Jaxi. BGV 5 din nou cu Deagle-ul. A dat un hit, Chips omorât de Alexa. Situația devine 3 versus 3 în acest moment. BGV 5 era caul în mână. Lăsat un hit de low. Acolo Alexa îl bate pe Gami OS. Foarte bine. Knuckle bine cu AK-ul, ia un kill acolo și Knuckle din stânga, vine Vlad Munteanu, Vlad Munteanu, ia runda! 11 la 7, foarte bine tras acolo de Vlad Munteanu, reușește să domine această rundă cu această armă pe 90 și câștigă și ei o rundă. Echipa lui frații Munteanu joacă extraordinar, vedem replay-ul de la ultimul kill aici, kill-ul care a salvat runda practic pentru frații Munteanu. Ne întoarcem la runda cu numărul 19. Cristi ar putea salveze din nou situația. Să vedem ce va face aici cu acest P90. Cristi! Trage superb! Două kill-uri pentru Cristi. Jaxi acum cu acest FAMAS trage și el foarte bine după Knuckle. Moară pe Knuckle. Vine acum flash-ul, foarte bine vine și smoke-ul. Trage acolo, dar nu ia kill-ul. O să destul de low Jaxi, la fel și Alexa. 2 versus 4 în acest moment. Chips cu acest AK trage, cred că după BGV 5 se retrage acolo în timp util. Au bomba echipa fraților Munteanu și runda devine destul de imposibilă. Werty omorât de BGV 5. Jaxi cu acest FAMAS, să vedem dacă va reuși să-l omoare pe Chips. Chips care pare cel mai în formă jucător de la acest showmatch. Jaxi trebuie să facă batal, bate pe Chips și acum situația devine 11 la 8. Pe 8, meciul devine din ce în ce mai strâns. Da, auzim aplauzele. Mai să le mai folosiți așa. Cine știe ce se... cum puteți influența cu aceste aplauze? Să vedem. Vlad Munteanu, voi se pune, trage destul de bine. Foarte low, BGV 5, Vlad Munteanu, iei acolo, ia kill-ul. Jaxi, 3 kill-uri, 4 kill-uri pentru Jaxi, nu, atâta, Knuckle, îl stopează pe Jaxi, situația devine 2 versus 2, Cristi, nebunia femeilor, este aici, Cristi Munteanu, se începe face, Cristi trage bine, la mașină este acolo Chips, este și Alexa, pe short, Chips ia kill-ul pe Cristi Munteanu, acum Alexa, 1 versus 2, trage foarte bine, dă cap lui Chips, Alexa TV versus Knuckle, ia Alexa kill-ul! 11 la 9.
Meciul arată foarte bine. Vedem triple kill-ul lui Jaxi. Din nou un tactical timeout luat de teroriști de echipa lui Jaxi. Salută aici camera, cred că Vlad Munteanu. Dar vedem tactici făcute de echipa lui Gami. Cred că Werty acolo face tacticile, dacă nu mă înșel. Începe acum runda numărul 21. 11-9 este scorul. Pare un atac pe side-ul B din partea echipei lui Gami. Vine acolo foarte bine Molotovul, care mai asigură câteva secunde de respiro pentru Alexa. Vine acum Cristi din spate! Ratează pe Werty. Da, Cristi, te-am văzut. N-ai tras foarte bine. Vine și Heul din partea lui Jaxi la picioarele lui Werty. Îl omoară. Chips îl bate pe Cristi. 4 versus 4. Alexa a lăsat destul de rău. Yet îl bate, o bate pe Alexa. Și acum situația devine 3 versus 4. BGV 5 trage cu OG-ul. Un kill. Două kill-uri. Să ce o face BGV 5 aici? Chips îl bate pe Jaxi TV. BGV 5! Triple kill făcut de el. Rămâne Knuckle în viață. Knuckle versus BGV 50. Dacă va face acest quad kill sau nu. Trage bine quad kill-ul. 11 la 10. Revine echipa fraților Munteanu. Vedem această fază, trage bine BGV 5 și un kill, două kill-uri. Vine și al treilea foarte curând pe Chips și evident și quad kill-ul pe Knuckle, pe care nu l-am mai văzut. Începe runda. Pistoale doar pentru Gami, se apropie scorul destul de tare, 11 la 10 în acest moment. Să vedem ce vor face echipa lui Gami. Au pierdut destul de multe runde. Aici. Cristi, 2 kg pe 90. Werty cu acest Glock mai ia și el unul. Vlad Munteanu trage bine, dar nu mai bine ca fratele său. Cristi e un jucător mai talentat. Alexa acum pe 4, îl bate pe Yet. Werty răspunde cu un headshot pe Alexa. Acum situația vine 2 versus 2. Werty și Gami OS versus BGV 5 și Jaxi TV. Să vedem ce vor face. Unde vor ataca? Ce tactică vor aborda? Joacă destul de slow. BGV 5 are răbdarea necesară. Ține acolo foarte bine cu acest AVP. Werty omorât de Jaxi, nu știu exact unde. Cum rămâne Gami OS într-o situație de 1 versus 2 cu BGV 5 și Jaxi. Gami OS are după Jaxi, dar Jaxi ia kill-ul. 11 la 11. Cât de strâns e acest meci. Eu nu mă așteptam la un astfel de rezultat. Am zis și aici pe 12. Dar e mult mai strâns decât credeam. Vedem pe Jaxic 25 de kill-uri, 17 pentru Alexa. În partea cealaltă 23 pentru Chips. Și cam atât am apucat să văd. Arme bune pentru ambele echipe. AVP pe Chips. Un scout doar pe Cristi. AUG pe BGV 5. Să vedem unde vor ataca. Runde destul de slow. Nu provoacă daune momentan absolut deloc băieții și fetele ambelor echipe. Doar Cristi e destul de lău. Nu știu exact cum s-a întâmplat asta. Chiar nu știu. Dar o rundă foarte slow. Minut și 20. Încă nu s-a atacat nicăieri. Și runda ar putea deveni interesantă. Cristi aici atrage bine după Werty. Dă un hit cu scoutul. Lăsat în jumătate de viață. 65-16. Mai exact. Trage din nou Cristi. Nu mai dă hit de data asta. Iată acum omorât de BGV 5. BGV 5 cu acest auge. Foarte bine, vine și Molotovul. BGV 5 trage bine. Double kill făcut de BGV 5. Îl bate și pe Werty. Acum din nou cu acest auge. Vede un om care sare în pit. BGV 5 ar putea să facă fragurile de care are nevoie echipa sa. Să vină pentru prima oară echipa fraților Munteanu în avantaj. Nu a fost niciodată în avantaj. Chips cu acest AVP. Trage bine Cristi și îl bate pe Chips. 2 versus 5 în acest moment. Knuckle și Gami OS versus 5 oameni din frații Munteanu. Alexa! Foarte frumos! Double kill făcut de ea.
duce frații Munteanu în avantaj 12-11 în această rundă. Foarte bine jucat de Alexa, vedem double kill-ul. Vedem acum o rundă mai rapidă, atacă site-ul B, din câte văd aici. Jaxi pe poziție acolo. Bate Jaxi, îl omoară pe Gamios. Jaxi îl bate acolo, nu, nu îl bate și trage mai bine. Și acum Vlad Munteanu omorât în flăcările lui Werthy. Ce rundă rapidă! Alexa și Cristine Mânia femeilor rămân ultimii doi oameni în viață. E destul de lău. Să vedem ce face Alexa TV. Vine din spate, trage bine. Mă bate pe și pe Werthy. Alexa TV, ce face în această rundă? 2 vs 2. Să vedem ce va reuși. Alexa vs 2 oameni. Nacălea kill-ul. 12-12. Din nou, mega egalitate în acest match. 12-12. Și vedem 26 de kill-uri pentru Jaxi, 21 pentru Alexa, 13 pentru BGV5 și Cristi, Vlad doar 6, în partea cealaltă, 25 pentru Chips, 20 pentru Knuckle, 19 pentru Werthy. O să încep cu echipa lui Gami data viitoare. O să văd mai bine. Arme bune pentru echipa muntenilor. O rândă mai slow, făcut acum de echipa lui Gami. Nu o să zic unde atacă, pentru că poate se aude. Cedar, o să merg pe burtă cu această informație. Vedeți doar voi. Asta e important. Vă am dat seama că am văzut. Dacă îl trage bine. Dar nu nimerește capul unuia dintre munteni. Poate acum, dacă ar insista un pic. Să vedem ce va face aici. Nu, se schimbă un pic tactica. Vedem o schimbare aici. Atacă în altă parte. Să vedem. Chips este pe poziție. Chips este într-o formă incredibilă. Are un headshot ratio de 50%. Dă numai la cap, Chips. Vine smoke-ul. Trage Cristi, ratează. Duce în spate Cristi. Are AVP-ul în mână, omorât de ei. Jaxi o bate pe Knuckle. Și acum situația devine 4 vs 4 în acest moment. Să vedem ce vor face. Vine Gamios cu P90-ul. Ia kill-ul foarte ușor. Jaxi îl bate pe Gomez, dar omoră de iet. Acum situația devine 2 vs 3. Foarte în spate jucătorii celor din echipa fraților Munteanu. Chips foarte agresiv. Ia acolo iet bomba. Vlad Munteanu este pe poziție. Aruncă bomba și Chips îl bate pe Vlad Munteanu. BGV 5 este ultimul jucător pentru frații Munteanu rămas în viață. Are acest AVP. Îl va salva. Se termină runda destul de rapid. 13 la 12. Foarte curând pentru echipa lui Gami, pentru că BGV 5 va salva acest AVP. Și preiau conducerea a echipa lui Gami. 13 la 12. Runda se va termina curând. Nu știu cum a bomba. Bine, Chips omorât aici de BGV 5. Cu acest AVP. Ce vor reuși să facă? Explodează și bomba. Și da, după cum spuneam, devine 13 la 12. Simt așa că par foarte pregătiți băieții din echipa muntenilor. Vedem pe Iet care îl bate pe Cristi deja de la începutul rundei. Au doar pistoale echipa muntenilor. Vlad Munteanu aici cu acest P2000. Putea să surprindă Vlad Munteanu. Îl bate pe Chips din săritură. Gami nu-i pe fază! Gami, trebuie să te întorci. Cum 3 vs 3. Să vedem ce vor face. Jaxi, Alexa și BGV 5 vs 3 din echipa lui Gami. Knuckle, Yet și Gami OS. Alexa o bate pe Knuckle. Gami OS trage cu acest SG foarte bine. Omorâți acolo și Gami și Yet. Și runda vine pentru frații Munteanu. Aplaudați! 13 la 13. Aplaudă și ei. Ce meci tensionat. Chiar un meci incredibil. De close. Am zis 16-12, nu s-a întâmplat. Cam atâta. Vedem, e trage de hit lui Jaxi.
prin acel, prin acea ușă de lemn. Mă rog, e din tablă. Cristi! Foarte bine! Sare, dar nu extraordinar. Wertil omoară. Lăsat în 8 viață, i-a tras acolo și în cap. Na, că îl bate pe Vlad Munteanu. Cum? Să vedem ce va face BGV 5. Uite bună, trage mult acest AK. Knuckle îl trage mult mai bine. Ia kill-ul. Acum Jaxi și Alexa. 2 versus 5. O situație destul de grea. Alexa îl bate pe Chips. Alexa, pardon, Jaxi îl omoară pe Knuckle. Gami este și el în zonă, vine bomba plantată. Gami, foarte bine. Alexa îl bate pe Werty. Alexa, 1 versus 2. Să vedem ce va face. Are acest AK în mână. A reușit deja 2 kill-uri. Iet se retrage la timp. Gami este în poziție foarte bună. Vedem și evident AVP-ul în mâine lui Iet. Iet, ia kill-ul. 14 la 13. Team Gami. 14 runde pentru ei. M-au nevoie doar de 2 să câștige acest match. Foarte strâns acest match. Vedem ce s-a întâmplat în această rundă. Gami este cu P90, oprit de acest molotov. Cristi și el, cred că e oprit de acest molotov. Frații Munteanu sunt amândoi pe lung cu P90-urile. Cristi omorât de Chips. Vlad Munteanu cu P90. Vlad Munteanu omorât, BGB5 îl bate pe Chips. Vedem ce se va întâmpla. Alexa trage bine după Gamioes. Alexa are acolo un headmate. Knuckle trage mai bine, îl bate pe Alexa. Jaxi și BGV5 într-o situație de... Oh, Jaxi! Prin smoke! Werty din spate, îl bate pe Jaxi! Acum BGV5, 1 versus 1! Knuckle versus BGV5, 14 la 13. O rundă super importantă, vine flash-ul din partea lui BGV5. Nu foarte bine aruncat, ne orbește și pe noi. Knuckle acum versus BGV5, să vedem ce va face. Se pune pe defuse. Knuckle are răbdare, Knuckle! Ratează acolo, nu contează. Se poate reprofila, Knuckle trage bine. BGV5 se retrage și Knuckle câștigă runda 15 la 13! Haide să-i susținem acum! Urmează, probabil, ultima rundă! 15 la 13. Team Gami versus Team Frații Munteanu. Să vedem ce vor face. Iet cu AVP-ul. Se uită pe lung. Trage bine acolo BGV5. Ia kill-ul pe Chips. Dacă BGV5 salvează situația pentru Frații Munteanu, încarcă, sare în pit. Și are 3 oameni aici care vor să-l bată. Trage BGV5 către Gami. Lasă destul de low. 4 versus 4 în acest moment. Iet îl bate pe Jaxi. 4 versus 3. Oare ne apropiem de finalul acestui match? Alex aici cu acest MP7 trage bine după Iet. Îl bate pe Iet. 3 versus 3. Alexa trage după Knuckle. Nu reușește. Werty omoară. Să vedem. Cristi este și el în side cu acest MP7. Cristi și Vlad Munteanu. Oare vor salva situația acestui match? Cristi îl bate pe Werty. Gami omoară. Acum 2 versus 1. Vreau să vă văd în picioare. Pregătiți de finalul acestui match. Haideți să vă aplaudați. Gata! Gami câștigă meciul 16 la 13. Aplauze pentru echipa lui Gami. Vreau să văd reacțiile din sală. Extraordinar jucat de ei. Un meci extraordinar făcut de ei. Excelent. Foarte frumos acest meci. Câștigă. Ok, bun. Acest meci. Nu ce meci. Mare ușurință. Ce meci frumos. Hai să-i aplaudăm că au jucat greu. Foarte bine toți. Bravo, bravo. Cele două echipe. Un meci foarte, foarte echilibrat. Haideți aici în față lângă mine. Hai, nu plecați. Mai aveți microfoanele alea? Mai țineți minte de ele ceva?
cred, nu știu. Eu? Da. Da. Ok. Cum a fost meciul? Hai spune-mi perspectiva. Bă, chiar a fost un meci greu, nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Băieții chiar joacă bine, surprinzător. Și ce să zic, vă felicit, a fost un meci bun. Mulțumim, și tu ai jucat bine. Sper să ne vedem și la anul frumos, tot la Bucharest Gaming Week, să mai dăm dacă un meci. Dacă v-ați simțit bine, cu mare drag, noi chiar ne-am simțit super bine. Am impresia că avem un trofeu pentru câștigători, dar... Ia uzi. Nu sunt eu foarte convins de unde este Cărăușul. Cred că ne-a furat cineva trofeul, cred că asta se întâmplă. Eu sper să ajungă la timp. Dacă n-ajunge, asta este. O să-l primiți anul viitor. Bine, hai să-i aplaudăm din nou pe toți. Și mulțumim. Vă mulțumim că ați mulțumim venit mult. Să jucați Counter-Strike. Vă așteptăm și la anul, ok? Urmează o scurtă pauză, după care mult așteptatul concurs de cosplay.